Intră PSD la guvernare, cum arată ultimele detalii din discuția cu Partidul Național Liberal? A propus aseară, am văzut, Partidul Național Liberal, un armistițiu politic pentru rezolvarea acestei crize, crize economice, crize politice, dar mai ales criză medicală. Cum răspunde Partidul Social Democrat? Ideea armistițiului nu poate să fie una doar de tip declarativ. De fapt, ea a fost preluată de la Partidul Social Democrat, care în urmă cu multă vreme în urmă, cu aproape un an, a propus același lucru, un armistițiu între principalele forțe politice din România pentru a rezolva problema sanitară, care era complicată la vremea respectivă și astăzi este cu atât mai complicată. Acum, dacă luăm în calcul doar afirmația, sigur, cu gradul ei de a testa nivelul de adâncime a apei pe care Partidul Național Liberal a adresat-o tuturor forțelor politice și inclusiv PSD-ului de a intra într-un armistițiu, până aici lucrurile par să fie interesante și par să fie constructive, însă doar a afirma ceva și fără a veni cu niște lucruri concrete în acest sens, cred că este doar o vorbă care a rămas. Noi am spus de fiecare dată și credem poate mai mult ca oricând în acest moment faptul că în situația critică pe care o are acum România, a guverna cu un guvern minoritar este practic un risc ce va duce foarte repede la imposibilitate. De aceea PSD-ul nu susține ideea unui guvern minoritar, așa cum ați auzit de nenumărate ori spându-se acest lucru. Cred că trebuie să fie o forță puternică care să treacă România peste această criză. Deci în acest moment PSD-ul nu intră la guvernare.